Hola. Pregătiți la nepoțul meu. Să nu am unică, ce faci? Bună ziua, nepoțu, uite ce să fac. Am pregătit ceva de mâncare, că ai zis că vii. Ce mai zici, bunica? A, și spun. A, nu, 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 bunica, nu pot. Eu mi-am luat shake-ul ăsta și eu trebuie să-mi fac un shake aici de proteină, îți dai seama, nu... Și ai băut? Un shake? Bine că n-ai băut niște cadări cu shake-ul tău cu tot. Nu, bunica, shake de proteine cu carbohidrați, cu... Carbohidrați? Adică un fel de carburator cu hidrat la un loc sau cum? Cu creatină, cu asta e complicat, nu-ți mai explic eu, matale, ce-s cu asta. Creatină? Dar o fată care se uite la tine nu găsești sau trebuie să fii la fel de creatină? Hai, nepoate, și ce servești și spun în mâncare, în farfurii, zi. Nu, bunic, n-am auzit că sunt la regim strict alimentar, mai am niște grăsimi de ars, nu pot. Aaa, dar și eu am ars câteva grăsimi, că am scăpat mâncare pe foc. După aceea sunt pe construcții de masă musculară. Ei, na, tu construiești masă musculară, eu am construit masă din lemn. Ei, matale, faci glume, dar eu zic, am un nutriționist care îmi spune ce să mănânc, cum să mănânc. Trebuie să respect ce spune el. Așa cum vine, adică e aia care, domnul ăla care dă nutriție la porc sau cum? Eu când ți-am zis că mănânci ca porcul, nu mai cred. Nu, bunic, un om care se ocupă cu alimentația mea, să mănânc când trebuie, cum trebuie, cât trebuie. Aici și cât înțeleg, dacă e vorba de nutriționist, pentru că și eu când eram ca tine, avem cel mai mare nutriționist din țară. Serios? Bine, nu era doar a meu. Avea grijă de țară să nu ne îngrășăm, știi? Și chiar de rezultate, da. Ena, păi și cum sună? Șaușescu, el era cel mai mare nutriționist al țării. Dacă ai ști și supli eram, tăți subți, tăți nu vedeai unul greșan sau umflat pe stradă. Tăți eram slim fit. Ha! Deci cum calculezi tu rația asta de proteine? Așa calculam noi rația de pâine. Micul dejun nu însemna că era prima masă, înțelegi? Însemna că e mic. Păi și prânzul? Prins, era prins. Că fugeai să prinzi animalul ca să-l mănânci. Ne consumai de-a calorii văleleu. Păi și cina de ce se chema cina? Cina venea de la faptul că omul venea acasă și el întreba: femei, ce avem de mâncare în seara asta? Și noi răspundeam: cina șterea, mă, te vrei să mănânci seara? El o gurdea pe satul. Da, bunică, dar alea erau alte vremuri, acum n-ai ce face. Pur și simplu trebuie să te menții într-o formă. Știi cum, îi dai un ban, dar stai în față, na. Valeu, stai cum? Adică și tu îl plătești pe ăla ca să te suni să-ți spună să nu mănânci? Fai, păi dă-mi bani, că zic eu în fiecare minut, nu mânca! Ei, da, îți dau matare bani și gata. Păi nu e așa de simplu, că trebuie să faci niște exerciții cu regimul ăsta, nu? Exerciții? Wow, da, așa duci tu lipsă de exerciții. Păi uite, fii atent, îți dau sapa aia din grădină și îți dau eu niște exerciții din osă, poți tu să le duci. Și așa, chiar ai venit bine, că e vremea însămânțatului. Și așa tu nu însămânțezi nica, însămânțăm pământul. Hai, nipoate, îmi începem seara cu 100, da? Hai tu, da, acolo, că eu număr. 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800. Vezi cum îți lucrează 3700? Și mie îmi lucrează 3700. Ia uite, 1500, 1800. Oameni buni, intrați pe www.bunicamie.ro și o să aveți parte de cursuri nutriționiste ceaușiste, cele mai buni. Ceau!